sub al meu se lovile albe foșnesc. Se aliniază literele în rând. Noi ne despărțim, însă eu nu găsesc pentru cea mai dragă cel mai scump cuvânt. Noi ne despărțim, însă eu nu găsesc pentru cea mai dragă cel mai scump cuvânt. Prima învățătoare în viața mea, niciodată n-o n-o să pot uita. Ochii plângi și zâmbetul curat, cât de greu îmi este acum. Copii, ce sărbătorim noi azi de vi sunteți așa toți frumoși și cu flori? Ziua de învățător! Și cine este cel mai iubit învățător? Doamna Vidoria! Dar pentru ce o iubiți voi pe ea? Cum este ea la voi? Bună! Frumoasă! Așa! Plândă! Iubibilă! Iubibilă? Omenoasă! Omenoasă! Uite câte cuvinte frumoase au acești copii pentru scumpa și minunata lor profesoară. Dar cum îi spuneți voi așa când o iubiți? Sunteți cea mai bună profesoară. Dar când vă ceartă? Nu, ne certați că dumneavoastră sunteți cea mai bună. Să știți că chiar dacă vă ceartă, o face bănuiesc din dragoste și pentru binele vostru, ca să vă ajute să faceți fapte mereu bune și frumoase, da? Da! Și noi astăzi o felicităm cu ziua profesională, ziua în care sărbătorim acești oameni frumoși, minunați, care stau la începutul tuturor începuturilor, care au atâta răbdare, nemărginită, nemăsurabilă și ea de fiecare dată este bănuiescă, bine dispusă, frumoasă și are grijă de voi. Așa este? Da! Și noi vă felicităm cu această frumoasă sărbătoare. Sper că ziua să vă fie dulce și acest tort să vă îndulcească și mai mult ziua. Mulțumesc. Pentru că o meritați, doamna Victoria. Vedem în ochișorii la toți copiii ăștia că au doar recunoștință și doar iubire pentru dumneavoastră, da? Da, să și... știți că ei simt iubirea din partea mea. Exact. Da, și vă mulțumesc, stimați părinți, este foarte plăcut. Ei înmulțesc această iubire. Da. Pe lângă toate darurile astea frumoase, aici sunt câteva rândurile, iar ele sună uite așa. Dragă și scumpă doamnă Victoria, dumneavoastră sunteți cea cu care fiecare de noi începe lecția vieții. Ne sculptați caracterul și sufletul în fiecare zi. Vă mulțumim din tot sufletul pentru cunoștințele și educația bună pe care o primim zi de zi de la dumneavoastră, pentru că este foarte important începutul, iar dumneavoastră sunteți începutul lecției noastre de viață. Ziua dumneavoastră profesională este o ocazie în plus pentru noi toți de a vă adresa cele mai sincere și frumoase urări de bine și de a ne exprima profundă recunoștință pentru talentul și răbdarea nemărginită de care dați dovadă. Vă mulțumim pentru sacrificiul pe care îl manifestați zi de zi. Vă dorim multă sănătate, ani lungi, frumoși, realizări mărețe, puterea de a continua lucrul pe care îl faceți cu atâta har și dăruire. Vă iubim și vă mulțumim! Surpriza vine din Italia, de la Tatiana Domenici, mămica care este departe, dar care își are un copilaș aici la dumneavoastră, pentru care dumneavoastră sunteți a doua mămica lui și aveți grijă și îl iubiți, îl apreciați și faceți astfel încât să fie dorul de mamă mai micuț un pic, să simtă și el că este sub aripa unei femei frumoase. Și la această surpriză, bineînțeles, se alătură toți părinții și copiii din clasa A treia. La mulți ani, doamna Victoria. Mulțumesc. Și doamna Tatiana și manifestă și arată toată dragostea și tot devotamentul care îl are față de dumneavoastră, pentru că sunteți a doua mamă. Vă mulțumesc. Să știți că întotdeauna am zis, a fi profesor nu e doar o profesie, dar de fapt este o vocație. Dai din tine tot ce ai mai bun pentru acești copilași minunați și pe care îi zic eu de fiecare dată că dacă îi cert, înseamnă că îmi pasă de voi, că vreau rezultate frumoase și vreau peste ani să vă amintiți doar de bine și să devină oameni, oameni de omenie. Că mai presus de orice profesie este omenia. Exact. Vă mulțumesc și sănătate tuturor! Așa să fie. Mulțumesc. Și voi să o răsplătiți pe doamna Victoria cel puțin cu aceeași dragoste cu care vă iubește ea. Da, copii? Da! Aveți grijă ca ea să zâmbească mereu? Da!
să aibă cap în treburi, da? Da. Bravo! Da. La mulți ani tuturor, răbdare și vouă și numai, numai cunoștințe frumoase să luați de la doamna voastră învățătoare, că aveți ce învăța. Corect? Da. Așa. Eu totodată din partea părinților clasei a treia de o doamnă Victoria, o diplomă care într-adevăr dumneavoastră o meritat-o. Doamna Victoria, mai avem sunteți de muncit împreună. La noi cea mai bună profesoară, în primul rând, sunteți a doua mamă la copilașii noi. Noi v-am încredințat copiii noștri pe care dumneavoastră le dați drumul în viață, pentru care voi sunteți, eu nu știu, nu sunt cuvinte, într-adevăr, pentru a vă mulțumi pentru tot ce faceți pentru copiii noștri. Mulțumesc, spuneți. Diploma este pentru doamna Victoria. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, foarte plăcut. Mulțumesc. Meritați tot ce este mai mult. Bine, rămâne ca e, unică și dragă ta.